Urmărim un verset, eu o să-l zic din memorie, dacă vreți puteți să-l urmăriți în Scriptură, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Unde suntem informați, unde scrie în Scriptură, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide inima, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Dacă considerați că e bine, puteți să ocupați locul. Domnul să vă binecuvinteze. Am înțeles că aveți și lucrare de împărtășire astăzi? Sau nu? Nu aveți. În multe adunări o fi astăzi împărtășire. O să avem un gând și pentru împărtășire, dar o să fie o continuitate la subiectul de aseară al bisericii. Citatul e de la ultima biserică, de la Apocalipsa, de un citat memorabil, citat care se cunoaște bine, din care s-au predicat mulți și s-au scris cărți. El are și o structură teologică și are un cod al lui. Biblia are o structură de suprafață și pentru omul neinițiat e o poveste de multe ori plictisitoare și poate prea puțin spirituală. Cei ce apreciază și cunosc și citesc mult vorbesc de Scriptură că ar fi una dintre cele mai murdare manuale care există. Nu are parcă la înfățișare un caracter spiritual, ci atacă zicând pe nume la multe lucruri care n-ai vrea să fie vorbite public. De aceea observăm că anumite citate din Biblie, sistematic, capitole întregi, nu se vorbește de ele. Începând din primele pagini, vorbește de trădare, vorbește de crimă. Și crima va fi un context care va merge de-a lungul Scripturii. Păcatele și evidențierea lor, directă și pe față, va fi de multe ori și va forma un material greu de citit. Ori noi ne vom da seama că are și o altă structură spirituală mai profundă. Cuvintele, și dacă veți fi atenți, veți reține, toate vindecările care le-a făcut Domnul Iisus Hristos au și un caracter profetic. Fiecare cifră scrisă aici are și o conotație cu o trimitere spirituală. Am putea lua orice exemplu din Biblie, dar ne vom axa pe exemple foarte simple de genul David își ia praștia, merge la pârâu, alege 5 pietricele bune de tras și le înghite, nu? Și dă, nu. Le pune, spune Scriptura, unde? În buzunarul hainei și în traistă. De ce ne mai spune nouă că au fost 5? De ce bune pentru tras? De ce ne mai spune că le-a pus în traistă? Că oricum nu va conta, o singură piatră va folosi și piatra aia va rezolva problema. Și celelalte patru, când merg mai adânc, vei vedea că ai 5 simțuri de bază, ai 5 degete la o mână, ai 5 ligamente de aici până aici. Nu-s doar 5 simțuri, s-au descoperit pe ăsta vreo 34 de simțuri. Dar vorbim la 5 de bază, la 5 continente și mergând dintr-un capăt în altul, vei vedea că e vorba și de 5 fecioare așa, și de 5, și 5-ul vei tot regăsi. 7-le îl vei tot regăsi și în Scriptură 7-le îl vei regăsi de 49 de ori doar în Apocalipsa și vei vedea ce-i cu 7-le, ce-i cu uleiul, ce-i cu pâinea, ce-i cu câmpia. Predau versetul și modulația lui de cod. Iată, eu stau la ușă și bat. Ascultați, la ușă, bate? Nu bate. Îți dai seama că ușa e un cod. La ce ușă bate Domnul? De mic copil am auzit predicându-se că la ușa inimii. Fii sincer. Tu astăzi, până în momentul ăsta, ai simțit la ușa inimii? De nu trebuie chestii carismatice. Poate nu te-ai gândit. Ai simțit la ușa ta ceva bătăi în dimineața asta? Aș zice eu de-a mine, mă, unii poate o simțit ceva. Asta s-a uitat la ușă sau nu o simțit ceva. Dar s-a străduit și el acolo și nu chiar bum, bum la inimă. Am simțit eu ceva bătăi, mi-au sărit lacrămile. V-au sărit lacrămile? Sau la cine o zis fericit de plâng? La alții oricum. Că dacă eu și tu nu plângem, fericirea asta ne-a ocolit, asta e clar. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva o predică bună,
Nu, nu, nu. Dacă aude un mesaj de bază, nu. Dacă aude un glas, nu. Dacă aude glasul meu. Atât de matematic e scris în Biblie, uluitor de matematic. Îs mulți sus și nenumărate glasuri. Dar eu trebuie să-L identific glasul Lui. În dimineața asta, cum noi stăm aici la ore diferite, în multe, în mii și zeci de mii de biserici, stau oameni și aud glasuri. Întrebare simplă. Credeți că păstă tot e glasul Lui? Ne dorim asta. Credeți că toți ce stau undeva în vreo sală îs dispuși, deschiși și au harul să înțeleagă glasul? Ar fi de dorit așa ceva. Din păcate nu se întâmplă așa ceva. Și nu gândi că toți sunt ca tine, alții sunt diferiți de tine. Dacă aud glasul meu și merg acasă, nu, și deschide. Ar trebui, frate, și eu și altul, zic, mă, deschide-te, deschide-te, asta o faci tu. Dacă vii cu inima deschisă de acasă, o vei avea și aici deschisă. Dacă nu, ceva foarte mișcător te va deschide, altfel nu, mergi blocat exact cum ai venit. Cei mai mulți dintre noi, dacă nu suntem atenți, evaluăm lucrătorul, predicatorul, cântărețul, ne uităm la fustă, la surori, la microfon, la cum și-o aranja părul, suntem departe, ne pierdem vremea aici. Nu cu cel din față ai probleme, cu cel nevăzut. E o problemă între tine și Dumnezeu. Nu pierde vreme în bancă până eu sau altul mai vorbește. Înăuntru tău concentrează-te la cel care e îmbătrânit de zile, la cel ce stă la dreapta măririi și la mesagerul Duhul Sfânt. Că dacă coboră în mintea mea și în inima mea, se întâmplă ceva. Dacă nu doar consum un program religios, îmi spune așa că a fost bine și nu se schimbă nimică. Și deschide, zice acolo. Voi intra la El, nu la ei. Dacă unul se deschide, intră la toată banca. Intră la ăla care s-a deschis. Restul stă și pierdut aici. Le urmăresc de zeci de ani. Voi intra la El. De nenumărate ori am văzut biserici înghețate. Și ești acolo unul, mă, cu o lacrimă pe față. Nu era un mesaj grozav. Ăla și-a deschis inima. Și trei rânduri stăteau așa de ea, pleoștite, știți cum sunt murăturile așa. Ale din borcan le-ați văzut, mai sunt și alte borcane, cu diferite titluri la intrare, dar tot murături și din coci. Sau la cine versetul bucurați-vă întotdeauna? Nu pot să cânte cineva, să știu cântare, să tac. Mă trezesc, cânt, cum pot eu? Pe unde știu, bag și eu, nu mă las. Cântă ăla, dar nu pot să tac. Dacă ai o conexie și dacă îți dorești și dacă pui amprenta pe conexia asta, tu n-ai treabă ce fac alții. Tu te sudezi de El. Tu te umpli de El. Poate mâine mor, poate la 12 te lovești unul cu mașina. Mă, te-o lovit în momentul în care aveai conexie. Credința mea e că dacă în momentul morți un om, asta e credința mea, nu altora mea, dacă în momentul morți un om, dacă nu-i Duhul lui Hristos în el, ala n-a vizit prima înviere până în lume. Nu știu când mă duc și eu trebuie să fiu plin de Duh. De 14 ori în carte faptelor, de 14 ori sunt, da? Fără greșeală, am tot verificat. De 14 ori în carte faptelor, apostolul zice, plin de Duh. Nu de păreri, de importanță, de cunoștință, plin de Duh. Fiți plin de Duh. Toți s-au umplut de Duh. Pavel plin de Duh. Ștefan plin de Duh. A Domnului a fost plin de Duh. E o alegere. Duhul plutește, zice Geneza, mișca pe deasupra pământului. Aici e pământul. Aici. El mișcă. Dacă te deschizi, dacă deschizi ușa, El coboră și te umple. Dacă nu te deschizi, ai venit să vezi pe ăla, ai venit să auzi că ai auzit ceva de el, sau ai venit să evaluezi. Tot felul de contabili și specialiști mă ascultă, înțelegeți, da? Să mă evalueze.
Vin la mine cu o măr la Iisus. Auzi, de unde vine botezul lui Ioan? Ce zici de Trinitate? Ce părere ai de spălare picioarelor? Ce? Adică el mă măsoară pe mine, îmi dă niște întrebări, atât e de înalt, atât e de prost, atât e de deștept, noi mai sus sau mai jos decât mi-am făcut eu imaginea, eu prostul iară nu mă prinde treaba asta, exact ca și Iisus, da? Iisuse, să cade să plătim bir cezarului, ce zici de aia, unii au zis ăla, ce au zis alta? Și vine cu întrebarea la mine și eu nu mă prind că e ce vreau, să mă evalueze. Și eu mă las evaluat așa ușor, că fiecare a fi judecat după ce a ieșit pe guruță. Oamenii vor da socoteala de orice cuvânt și din cuvintele tale fi scos fără vină și din cuvintele tale fi osândit. Evaluează-te pe tine bine și ai o șansă bună să te apropii de Domnul. Că vrei tu să mă evaluezi pe mine, sunt la dispoziție, dacă vrei îmi scos și sacou, sau și pe cântar, dar tu de-a ta le-ai dat socoteală și n-a fi ușor să dea nimeni socoteală. Am fost șef de instituții zeci de ani, am avut tot felul sub mine, am băut dimineața cu mari directori și manageri și am stat la masă cu miniștri și cu din aștia. Știu ce înseamnă să te uiți la un om de jos până sus și să-l evaluezi. Știu ce înseamnă să completezi la altă fișă anuală de evaluare și să-l pui să semneze. Le-am trecut toate celelalte. Lucru cu omul și cu alelalte le cunosc bine. Psihologia am făcut destulă. Problema e că eu și tu, cu faptele noastre, vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Tu nu-i sta cu faptele mele, eu nu-i sta cu a tale. Tu cu a tale și eu cu a mele. Și zice în Biblie, cel neprihănit, nu știu dacă e în sală ăla, scapă cu greu. De nu mai are fluierând. Cu greu de-abia scapă ăla neprihănit. Ce se va face la unul ca mine și ca dumneata? Gândește ce serios. Că în fața lui, zice, ochii lui, îs atât de curat. Nu te gândi ce-a face cu altul. Și dacă deschide inima, voi intra la el. Bucurie mea ar fi astăzi la mine să intre, să nu mă lase să nu intre în inima mea. Și ar fi să intre și în inima ta. Umple-te de Hristos și de Duhul lui. Nu trebuie să asculți ce zic eu. Îndreaptă-te și orientează-te total către El. Cere lumină și compozit dumnezeiesc în tine. Putere din Dumnezeu în tine. Ai și avem nevoie ca El să fie stăpân absolut, să zice aici în viața noastră. Să împrea toate cujetile, toate ideile, toate sâmțămintile, toată activitatea, să o coordoneze El. Atunci ar fi bine. Dacă îmi iau eu mie o brazdă că o îi coordona eu, îți pierdut. Ai tu, Doamne, milă de noi. Codul de aici va fi, voi cina cu el și el cu mine. Biblia e super codată. Vă vorbesc întâi ilustrativ despre codul lui Michelangelo. Probabil îl știți, probabil nu îl știți, depinde de cultură. Ați auzit de Michelangelo, da? A fost un român din Bălnacă, a fost de la Horea, de acolo de sus, care se îndelenicea mult cu Biblia și cu... Da, a fost un altul. O trăi cândva în lume și a fost unul din cei mai importanți oameni ai lumii din punct de vedere artistic. Nu prea a avut lume valori de genul ăla, nu prea a avut lume. Un om de ăla spune știința să naște odată la 1000 sau la 5000 de ani. Ce acolo mărs mâna lui Dumnezeu? Nu exista un Michelangelo dacă nu era un Dumnezeu, fiți foarte siguri. Și dacă Michelangelo a fost pe planeta noastră și a fost și Hitler și alții, înseamnă că Domnul a avut proiectat să existe oamenii ăia. Da? Nu putea lume să fie fără să avem pe oamenii ăia. Fiind artist, fiind foarte cult, fiind foarte dăruit, artiștii mări departe de tot cu minte, adevărat, artiști și în muzică și în orice, mări departe. E o delecție să te stai, să te uiți și la niște frați de-ai noștri care cântă la acordeon, dar și să-l vezi pe Richard Galian și pe nu știu care la acordeon. Ești paralizat, ești prost, ești pierdut, te duce pe nu știu câte ceruri pe undeva, pe acolo. E lucrarea lui Dumnezeu, e un talent ce-o dat Domnul cuiva, dar l-a dus înspre desăvârșire. Ești predicator, specializează-te, du-ți spre desăvârșire. Ești cântăreț, nu cânta. Bagă-te în odăiță, fă mai mult, mai bine. Domnul merită mai mult. Amin.
mai frumos, mai adânc. Nu pe mine mă exprim, pe El îl exprim. El trebuie să rămână în sală. Dacă rămâneți cu imaginea mea, s-o pierdut totul. Rămâneți cu Hristos în voi. Rămâneți cu puterea Lui în voi. Și trebuie să creștem de la o zi la alta tot mai mult. Ajută-ne Tu, Doamne. Era Papa Leo al cincilea sau al șeptilea sau oricâtile, nu mă interesează. Era contemporan, se făcea mare catedrală San Pedro. Cine l-a dus? Cel mai bun artist al lumii să-ți facă fresce pe acolo, da? Era antipatie foarte mare. Că era prea deștept pentru religia lui Papa și pentru modul lor criminal de a exista. Ori ăla și-a dat seama că nu i-a apreciat. S-a rândurit în mari consilii acolo și l-au dus pe artiști. Vrem așa, vrem așa. Vrem în zona asta să ne pictez actul creației. Dar ce știți voi de creație, l-a întrebat ăla. Pe vremea aia, orice cuvânt să plătești cu tăietul capului, cu ardere, păruc și așa mai departe. Deci trebuie să-ți mășoare bine cuvintele. Însă ăsta a jucat carte la maxim, știe că are valoare și că nu-l vor omorâ ca au nevoie de el. Voi nici nu știți că a fost creația, aveți o pagină în Biblie. Dar și eu am citit-o. Voi credeți că creația a fost cum e în capul vostru? Așa credeți? Măsoară-ți cuvintele, fii atent ce vorbești, aici e sanctitatea ta. A? Deci dacă vrei să rămâi în viață, într-o singură scenă, să pictezi actul creației, citești Biblia, îți dau cardinalii aici, îți dau să te instruiască, vreau să prinzi într-o scenă actul creației, să fie convingător, ilustrativ și oamenii aia să rămână cu ceva. Îmi dați mână liberă înseamnă, mână liberă, dar să... Bine. O făcut pictura celebră, care poate o știți sau nu știți, undeva acolo pe un răzor, așa cumva, un Adam semimort cu o mână așa un pic întinsă. Adamul din început, cum Dumnezeu l-a făcut din țărână, normal că Domnul nu l-a îmbrăcat, știți că era în piele golă la început, Adamul așa l-a făcut acolo jos, stătea așa Adam acolo ăsta și dintr-un fel de norișor undeva așa, oval puțin, acolo stătea Dumnezeu cu tot felul de îngerași, adică copilași de aia mici dezbrăcați, mă cu de asta pe aici, cu niște aripioare. Ei, Dumnezeu era acolo și el cu un văl alb pe el, vălul de aici era puțin descoperit, piciorul lui Dumnezeu era descoperit ăsta de văl alb, stătea acolo cu o barbă largă, cu părul vâlvoi și cu degetul, noi știm că Domnul sufla suflare de viață, dar Michelangelo a ales altceva, un tertiplu, nu să-l pui pe Dumnezeu cum suflă pe Adam, ci cum îl atinge. Și avem noi că să ne atingă Domnul. Și cum avea la degetul în coci, Domnul dintre îngerași și din orul ăla, așa ce părea de slavă, cu un deget se întinde spre degetul lui Adam. E momentul în care Dumnezeu atinge ființa creată și aia prinde viață. În forma asta o zugrăvite la actul creației. O fost mulțumiți, o atras atenție că puțin o fost indecent, că nu l-au acoperit mai bine pe Dumnezeu, dar Michelangelo zice, mă, în lumea lui Dumnezeu, nu, mă, în mintea noastră avem noi probleme și prostii de astea, acolo nu sunt bărbați și femei, toți vor fi ca îngerii și în lumea nu era o problemă să fie așa ceva. Eu convins pe ei, eu n-o dat. M-am uitat la tabloul ăsta, dacă e un tablou atât de fascinant și s-a bătut atâta carte pe el, ce cod are, ce... Târziu am înțeles că mare artist, într-un tablou, poți să aducă 5 volume a 500 de pagini de literatură, s-o bagi într-un singur tablou pentru cine știe să citească. Dacă Michelangelo a făcut ele, când Iisus a dat o pildă, credeți că a fost mai slab ca Michelangelo? Un cuvânt a Domnului care el îl spune, credeți că n-are încărcătură în spate? E numai parte din suprafață sau e mai adânc de atâta? Norișorul ăla, de o culoare aproximativ, cam cum aveți bara asta mai albă din față, cam asta era culoarea aia în care era Dumnezeu cu îngerașii. Până nu mi-a explicat cineva, nu m-am înțeles, că nu pricepeam foarte tare la artă. E o secțiune în creierul uman. Pe vremea aia se făceau primile decopertări de om și se găseau rinichii, ficatul, mai până spate înțelepțul din Vatican. Vreau să vadă ce are omul înăuntru, că nu se știe ce are înăuntru. Știința e mai modernă. Ei crăpau carapace la morți, nimă ce are ăsta, e creier, aia ce e. Hai vei cum e ochiul din spate. Voi ați văzut ochiul din spate la om cum e? Vă interesat? Seamănă mult cu porcul. Un om tăiat în doi, foarte aproape cum e un porc tăiat în două. Seamănă, propus de păsă 92-93%.
Și dacă tu te întrebi la un Crăciun, te revezi undeva pe acolo. De aceea a mers Iisus în Gadaren și o îngădui ca porcii să meargă în apă la baie. Și o va face în final cu toată planeta, dar la o altfel de baie, o baie de foc. Să aibă Domnul milă de noi și sufletul nostru. De fapt, imaginea asta era o secțiune în creier. Ei gândeau că e nor de slavă. Însă el i-a tradus pe ei de rupt fără să-și dea seama. El i-a dat un mesaj celor din Vatican, papalități. Mă, în mintea voastră așa e Dumnezeu și creația. Să nu credeți că în cer e așa. În minte ta e Iisus așa. De mic copil am auzit, bă, așa-i și așa-i. În capul tău, da. În creierul tău, da. Dar să nu crezi că în cer e exact ce e în creierul tău. În creierul meu e așa Iisus, în dat tău e așa, în ălalt adevărul e așa. Ăsta e adevărul. La inteligența ta, la cunoștința ta, la puterea ta de a pătrunde, așa e. Eu mă gândesc că totuși Domnul e infinit. Și nu încheapă nici în mintea mea, nici a tuturor dintre noi. E mult mai mare, mult mai sfânt, mai neprihănit și diferit decât noi ne gândim. În 17 Luca vin la Iisus și îl întreabă e mari de la templu. Mai este mult până vine împărăție. Când vine împărăție? Îi pasiona împărăția. Și dacă ceva ne interesează, până ne interesează descoperiri pe 2017, ce se întâmplă? Vine împărăție sau nu? Vine Antichristul sau nu vine? O pățâm sau unde să ne ascundem să ieșim noi bine când îți năcazuri mari? Cam așa e omul, nu? Mă, dacă ar fi, cam cum aș da eu colenii să nu mă bată vântul, să nu mă părlească tare, da pe păiar de amunoc, care cum să descurcă, dar eu și familia și copilașii aș vrea să scap. Așa gândiți și voi? Sau nu, mă, eu stau, dacă, bă, eu sunt primul la moarte, suntem curajoși, da? Cum e cu împărăția, Iisuse? Și vedem codul lui Dumnezeu și al lui Michelangelo aici. Împărăția nu vine nici de la răsărit, nici de la apus, nici de la Putin, nici de la trompetă, zic așa, nici din, nu vine să izbească privirile. Împărăția e aici și înăuntru vostru. Aici e împărăția. Ne întorcem la versetul nostru. Ultima biserică e și biserica cea mai deplorabilă dintre toate. Am amintit puține lucruri aseară, nu le vom completa, poate mai punem câte ceva acolo. Prima biserică în epoca de început, Efes, e la vedere. Tot ce se întâmplă la vedere. Efesul nu are structura subterană. Se întâmplă public totul. Spune bine, ei s-au adunat toți în pridorul lui Solomon, prin mâna apostolului se făceau semne și putere nemai, până când îi puneau pe marginea drumului și cu umbra îi vindecau pe cei de acolo. Ei stăteau acolo, mulțimea erau un cuge și un gând. Nimeni nu spunea că cele adunate sau lui și le aveau toate de opte. Norodul-i gălăuda în gura mare și nimeni nu puteza să se apropie de ei. Între biserica de început și iudaismul contemporan era un prag, un câmp de forță intangibil. Cei de afară nu scutezau să intre, neprihănirea aici, sfințănia și prezența Duhului Sfânt crea o forță extraordinară. Se dovede public cine-s ei. Orice mișcare apostolică era însoțită de miracole. Și Domnul doar adăuga, nu evanghelizările, Domnul adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ei erau deja mântuiți și Domnul nu-i mai adăuga, îi trece granița din coace. Dar biserica nu va rămâne în aceeași ipostază. Biserica avea decadența ei. Și a doua biserică, Smirna, e confruntată cu ciurul lui Dumnezeu. Ciurul lui Dumnezeu s-a numit persecuția. Avem un Ștefan martirul, avem tăierea capului lui Iacov și avem fuguța toți în toate părțile. Potârnicile fug toate. Ei ce făceau semne și minuni, ei ce erau plini de har, ei care se adunau în pridorul lui Solomon,
renunță la privdor, renunță la har și fug în toată lumea să-și scape viața, că așa este în România pe marginea drumului. Viața are prioritate. Viața asta, vă dați seama, nu cealaltă, aialaltă poate aștepta. Asta să ne scăpăm noi. Toți au fugit. E, Domnul a folosit fuga lor ca să ducă Evanghelia mai departe. Se pare că apostolii nu s-au grăbit să-și facă misiunea, dar cei de sub ei au dus misiunea mai departe. Ați înțeles, frate, ceva din adunare? Dacă eu și cei de aici nu ne facem treaba, faceți-o voi! Dacă cei de aici nu predică bine, predicați voi! Dar că cineva de aici nu răspunde ceea ce tu crezi că ar trebui să răspundă la cerința Bibliei, pune-te tu la dispoziția lui Dumnezeu. Dăruiește-te pe tine. Fă tu lucrarea unui evanghelist și Domnul te va binecuvânta. N-aștepta cineva să facă, nu băga de vină că cineva nu face. Zice tata meu spiritual, bă, ți-am dat prima Biblie. La voi în adunare n-am mai dat Biblie întreagă la nimeni. Până când eram eu mic, nu erau Biblie la frați. Și vine tata meu, nu tata meu, ci tata meu spiritual, un prim prezbiter a Bucureștilor cândva, unul negailov, ăla a fost tata care m-a crescut pe mine. Bă, ți-am dat o Biblie întreagă. La prima vizită, când mai vin, să-mi știi toate cărțile pe din afară. La următoare să-mi știi psalmea pe din afară. Să-mi zici tot ce scrie în Evanghelie și diferența dintre ele. Și mă verifica de fiecare dată. Dacă nu-l verifici pe elevul din sală, stă liniștit, zâmbește, că orice școală care nu scoate elevii la tablă, care nu verifică și nu dă temă, da? Care nu dă extemporal teză și master, e un parc în care se joacă copiii. Ceea ce îl face pe un elev, îl determină să dea randament, e examenul și diploma. Dacă nu ar scoate nimeni, nu s-ar da nicio teză, nu s-ar da note, ar mai învăța cineva la școală în Anglia sau în România? Fugi de aici, căștile pe urechi, pom-pom pe masă, filme, nu ar păsa la nimeni. Dar când știi că ești verificat, zâdeze și o să vedeți cum Iisus i-a verificat, cum le-a dat temă, cum le-a dat trimitere și cum i-a luat la raport. Ce ai făcut, unde ai fost, ce ai rezolvat. Și toți au venit și în Vechiul Testament cu dare de seamă și în Noul Testament cu dare de seamă. Ne putem păcăli ușor sau putem să fim direct și eficienți. E o alegere. Domnul să ne întărească, să ne ajute. Trebuie predată o lecție și trebuie verificată. Ar trebui fiecare soră din adunare să ne facem timp și fratele. Bă, ce ai înțeles astăzi? Cu ce te duci aici acasă? Care e viața ta de peste săptămână? Unde ești cu toate ele? Așa că s-ar deranja oamenii. Lasă-mă să se deranjeze, dar să fie mântuiți. Trebuie deranjați și băgați către mântuire. Poți să iai zâmbitor și pierdut, sau un pic încruntat, nervos 5 minute, dar pe care bună, care are zile, va scăpa. Care ei să fie, va rămâne, nu vă temeți de asta. Dinta Domnului nu s-a pierdut absolut nimică. Domnul să ne întărească, să ne binecuvinteze. Cineva ar trebui să audă glasul, nu atât de mult mă ocup de partea asta, doar concretizez partea cu oile mele cunosc glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Iisus spunea în 20 versetele Apocalips, dacă aude cineva glasul meu și deschide, depinde ce avem în față, depinde ce avem pe stradă. Dacă e oaie de-a Domnului, va cunoaște glasul Domnului. Dacă mănâncă maverdeață, nu înseamnă că e oaie. Se poate numi și capră. Și când oile o iau în stânga, capra urcă, chiar am văzut un piesaj din Africa, mă, într-un pom înalt din ăla, vreo 20 de capre. Pe toate crengile, la distanță mare de pământ, caprile în pom. Mă, zic eu, fantastic animal capra. Tot în sus, tot în sus. Alta pocleangă, mai sus, alt. Când am văzut tablou, am văzut biserica de la Genesa până la Apocalipsa. Capra e capră, tot pe pom, tot mai înalt, îi trebuie o frunză de acolo, jos, e verdeață mare, nu-i trebuie verdeața aia. Îi trebuie un pic de amărăciune, de aia, un pic de aia, un pic de firesc, un pic, tot din ele la alte sus. Dă-mi cuvântul Domnului, oile mele cunosc glasul meu și nu se duc în tot felul de pom, căutând tot felul de înălțâni. A Domnului vor rămâne la cele smerite, hotărât.
Și de nu-i predică nimeni, o are în el să smerește singur, că știi că Dumnezeu e împotriva celor mândri. Nu mă domnesc, eu am avut dimineața, mă uit în oglindă, hai să mă mai uit odată. Pentru cine m-am întomnit? Pentru voi? Sau pentru Domnul? Dar eu smerit, poate nu știți, eu sunt foarte smerit, fraților. Apropo, ați vizitat toți oglinda în dimineața asta? Sau au fost careva care a ofentat-o? Ați uitat să vă uitați în oglindă? Aș paria că nu avem din aia. Pot să greșesc, normal, dar aș paria. Dar pe dinăuntru v-ați pus în oglindă înainte de a intra pe ușița asta, față de versetul, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Apropie-te să judeci și să bărfești. Nu, să asculți, că altfel aduci jertfa nebunului. Geame țara, fraților. Biblia îmi zice că dacă eu mă adun aici și nu mă tem și nu mă smeresc, aduc jertfa nebunului. Și Doamne, mulțumesc. Doamne, mulțumesc. N-am bai cu alții, eu am cu mine, să nu fiu eu. Ani întregi, cândva la tinerețe, ăla a greșit acolo, ăla acolo, până au zis careva, da tu. De atunci mă uită la mine și încă n-am gătat cu mine, mai am mult. N-am vreme de voi. La mine e mult de lucru. Am un mare, cum ziceți voi, șantier, un builder, un mare șantier, am aici înăuntru, parcă nu se mai gata. Tă ciocănesc, tă baflexul, tătălea, mă, iar apare rușina, iar apare relate. Nu mi-am dat seama până nu m-am uitat la mine, cam câtă rușină mai este în mine, câtă fire pământească, câtă dorință de afirmare. Nu mi-am dat seama. Geam în mine de ăsta. Nu știu voi cum vă simțiți. Avem o ușă și codul ușii de aici se va reflecta și în capitolul 4, dar nu înainte, de codul versetului care zice voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mi s-a părut de tânăr copil impropriu modul în care construi versetul. Tu merg cu careva la masă și eu mănânc cu nevasta și nevasta mănâncă cu mine. Nu sună bine. Am mâncat cu nevasta. Mâncam împreună. Am fost cu un prieten și am servit masa. Dar să zic, mă, eu am mâncat cu el și am mâncat și el cu mine. Vi se pare că e construit bine. Nu uitați codul Michelangelo. E ceva ascuns aici. La fel cum cuvântul ăla, nu voi mânca, voi cina cu el. Întreabă cineva pe Iisus și spune, ferice de ăla care a prânz în împărăție. Și Iisus zice, nu, un om a făcut o cină mare, vă uitați foarte atent. Vine la Iisus și zice, nu ăla a fi boier care a prânz în împărăție. Prânzul, știu, masa de pe la amiază, da? Și ăla vine la Iisus și zice, ferice de ăla care amieză în împărăție, nu ăla a fi boier. Iisus a uitat la el și a început pilda. Un om a dat o cină mare, nu a dat prânz. Nu, o dacină. Observați diferențele și diferențele fac diferența și între oi și capre. Oaia va face diferența. Capra va face o altă diferență, că fiecare face o alegere. Am vrut să fiu și o mare zootehnic și agricultor, să mănânc sănătos, că o zic, băiesc, să trăiesc bine și am înțeles mesajul. Mă, voi trăiți bine, dar pentru asta vă descurcați. Vrei să trăiești bine? Da. Mă, m-am cumpărat capre. Oi, oi nu, că mai put, mai nu știu ce, capre mi-am luat. Laptele de capre e sănătos, ăla de oaie. Mai e bun ăla, dar laptele de capre e sănătos, care are medicamente în el. M-am studiat și o să văd cum e lumea asta. Mă, aia face un miel, asta face doi triezi. Mă, așa cu avantajos. Oaia nu știu ce, asta mănâncă orice, mănâncă și scorță. Cu capra ies mai bine. Așa am gândit și în adunare cândva. Răspundeam de o adunare și încă de câteva din jur și am zis, mă, cu care ies mai bine? Și mi-am apropiat niște oameni de mine. Mi-am dat seama la târât, mi-am apropiat caprile de mine. Dar nu-ți dai seama până nu te iei în corne și până când tu vorbești la stânga și ele merge capul lor și fac ce vreau. Oile merg după păstor. Caprile au păstorul aici. Are care cum după capul lui. Vrea, vine la adunare, nu vrea, vine, amul participă, când vrea, dă îndemn,
Când nu ai cu timp să dai îndemn, el atunci s-ar frica să dai îndemn. Eu mă aveți întotdeauna întorci Biblie, e clar că omul fierbe, știi? Bă, ce-ai dat un îndemn, te simți bine? O, sunt fericit. Bun, vrei și mesaj de bază? Uite, mă, și mesaj de bază. Primul meu mesaj de bază nu a început în Evanghelie. A început cam acum 40 de ani, dacă nu greșesc. Când niște frați mai bătrâni au făcut niște pacheche să mergem la, am mai zis la careva, să mergem sus undeva acolo în munte, unde era o femeie străcată de cap, cu vreo 6-7 copilași mici și bărbatul îi murise. Părăsâți acolo niște gunoaie de ale de așezăminte. Eu nu aveam nimic de dat, dar ei nu aveau putere, că trebuia mers pe jos vreo 4 km de la tren. Și pe mine m-au luat numai așa de măgar să duc bagajele. Asta a fost prima mea slujire în Evanghelie. Poate a fost una din cele mai bune slujiri din toată viața mea. Eu am dus doar pachetele lui ăia. Și am văzut prima dată ce înseamnă, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut, hai dat la dreapta. Dar când am făcut noi? Păi dacă eu mă văd tăpacit în față, uite, vin frața o bunăvoință să mă lase, mă sunt confortabil, dacă m-ar ține pe bancă, o, ce frață rău e aici, că du-te mă de ce. Și dacă stai pe bancă, ce-ai pierdut? Dar nu tot așa am dus noi întotdeauna. Nu, că ascultare e importantă. Nu stai și ascultă. Dacă când asta ascult, îi suport, mă, vin și odată vin și eu din țară și... Ce măruntă-i omul la minte? Ce măruntă-i? Femeia era pe nu știu unde, pe acolo, cânta, copilașii morți de foame, nu știu ce, nespălați, făcuți, păi, o mizerie de nu vreau să vă descriu. Finalul numai. Pe când să meargă, eu zic că ce copii aia e? Eu sunt un Samuel. Îmi plăcea atunci cuvântul Samuel, făceam un studiu biblic pe Samuel, eu singur. Care din ei Samuel? Nu e ăsta, cu capul dus femeia. O, în spatele căsă. Era afară vreo 40 de grade, era muște, mizerie, n-ave ce să stai, n-ave pe unde să trebuie, pe după casă, nu puteai până casă trebuie, așa mizerie era. În spatele căsă, într-un fel de belciu de la vechi, cândva pusese cineva o mână de paie, era Samuel. Uitat poate de o săptămână acolo. E dusă de cap, nu s-o ocupa. Și nimeni nu s-o ocupa. Avea un fel de asta pe el, era cale și n-a tars de soare, că era soare puternic. N-am ce să vă zic. Am băgat mâna să ridic, am scos-o repede afară. Cum făcuse cândva pe el și așa, erau plini de viermi pe tot, de la ceafă până jos. Intraseră deja în el și mâncau carne deja din el. El era leșinat și ăsta acolo. După aia au început lucrurile. Cândva au fost mutat undeva, a rămas paralizat de aici în jos. O trăit până la 16 ani. La 16 ani am fost la mormântare. Dintre toți frații, totul sfârșitul, mai trăiesc câțiva, trăiesc rău în lume. Ăla i-am dat o Biblie, i-am dat, erau casetofoane cu casete, i-am dus un mic casetofon și-o scris într-un caiet vreo 200 de cântări, am făcut rost de un acordeon cu vreo treaba aia. Și așa paralizat cum era, a început un pic să cânte la acordeon, cânta tătă ziua și citea cuvântul Domnului. Așa și pe ani a murit și s-a dus. Am vrea noi slujiri de o formă și de alta. Și așa de lucru și de simple cele scrise de Hristos. Ori de câte ori ați făcut. S-a dezvoltat biserica pe două laturi. Latura de fațadă, că după Pergam și Smirna biserica a dispărut. A rămas o biserică de suprafață, care au devenit falsă și împotrivitoare voii lui Dumnezeu, vânzând și mai târziu ucigând pe adevărață copiii lui Hristos. De aceea va veni o taină, taina lui Hristos și cealaltă taină, taina fără de legi. Taina fără de legi va lucra în religie de suprafață, în forma de spectacol,
în forma cealaltă care Domnul nu vede, nu recunoaște și va zice final, niciodată nu v-am cunoscut, că v-a aflucat fără de lege. Și va zice altora, când făceți binile și nu știți ce faceți, tu ai văzut copilul ăla, ai văzut aia și aia, eu eram ăla. Dacă aude cineva glasul din Apocalips, venim înapoi la frumosul text din Luca 16, unde cuvântul va veni și va arăta pilda unui bogat și a unui om care era la ușă. Eu stau la ușă și bat. Vedem codul lui Hristos acum. Lăsăm pe Michelangelo pe nivelul lui. Adevăratul cod e al lui Hristos. Așa frumos începe Evanghelia. Era un om bogat care în fiecare zi se îmbrăca în porfiră și incurat. L-ați văzut pe omul acesta? Am uitat în adunare, nu-i nimeni în in, alb de sus până jos, deci nu e aici în adunare, nu sunteți voi, sunteți salvați. Voi nu sunteți bogatul nemilostiv. Dar e un cod. Omul ăla bogat a citit Biblia, a citit și Apocalipsa, da? Și în Apocalipsa a ajuns la versetul ăla care zice, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și atunci el își creează și el o proprie haină de neprihănire, o imagine exterioară de nota 10 și stă în vârful religiilor creștine de orice fel. Despre el nu s-a auzit nicio vorbă rea. A avut grijă ca în fiecare zi haina lui să-i fie curată, nu că nu fac rele, dar așa le fac să nu se audă, să nu se știe în veci de ele. Și ei tac, e o mertă aia, lege tăcerii sau lege miilor care tac, da? Nimeni nu auză nimic de el. Dar în fiecare zi să fie îmbrăcat așa, trebuie o atenție fantastică. Știți lucrători de care n-ați auzit lucrurile? Sau nu credeți cuvântul Evangheliei? Sau credeți că chiar trebuie înțeles că vine un om în haine albe în tătă ziua, așa se înțelege. E foarte bogat, locuiește unde? Ok, mai sus, la Edinburgh, da? E să îmbracă în ai, bogat, n-are pete. Nu e vorba de o ținută spirituală și, va zice Iisus, ei toate faptele le fac, deci fac faptele de neprihănire, dar le fac cu un scop, să fie văzuți de oameni. Ei fac rugăciuni lungi, fac milostenii și chiar dacă nu s-ar vedea, vor zice, am făcut, dar nu vreau să zic, Domnule știe, de atât o zici ca tu să-ți dai seama că s-a făcut treaba. Ați auzit și ați văzut lucrurile astea. Nu vă gândiți că chiar au fost cândva. Imaginea lui Iisus taia adânc toată natura religioasă. E cuvântul lui Dumnezeu care despică duhul de suflet. Sâmțămintile, rinichii cercetează, ficatul. Și că scrie și în Apocalipsă, la una din biserici. Eu sunt cel care cercetez inima și rărunchii. Dar ce are Domnul să-mi cerceteze rărunchii? Eu n-am piatră, n-am la rinic nimic, ai tu multe, dar nu știi. Rinichii, inima, e un compus organic, biologic, care fizic are un scop, dar fiecare mădular din noi, nu o să vă adâncesc în experimente și în cercetări științifice, dar să știți că dovedite. Rinichii e locul unde duhurile rele vor veni și vor începe cucerirea Imperiului. De aceea când vei vedea o stare de emoție și ceva anume, nu v-ați uitat, aici în spate la rinichi sunt imediat un fel de tremur. Se extinde spre stomac, urcă încet la inimă și pe urmă țaburește capul. Emoțiile mari, mesajele grozave care le primești, de unde te încep și vin? Dar nu credeți că Domnul vorbește anapoda, numai așa că cercetez rinichii. Fiecare organ biologic al nostru are și o latura omului dinăuntru, o constituție și valoare spirituală. Ne întoarcem la bogatul nostru. Bogatul nostru
în fiecare zi, că ducea o viață plină de strălucire, de distracție, oriunde era bine primit, îi să plăteai, să făcea, era ordonat în față. Pe lângă astea, avea mare grijă, care? Să nu cumva despre el să se audă o vorbă rea sau ceva. Foarte atent la aspectul ăsta. În două feluri putem să fim. Să ne curățăm în omul de dinăuntru total sau să ne creăm o imagine exterioară bună. Am mai multe texte să vedeți cum să verifică în Scripturi lucrurile astea. Cei mai mulți pământeni au ales o imagine exterioară. Și din ce au venit la pocăință, zicem noi, alții care, mă rog, nu mă refer la cei mai lumești, grijă lor va fi doar imagine, nu realitate lăuntrică. Spălare vasului pe din afară. Vă zice Iisus, mă voi pe din afară, vă arătați neprihăniți, dar înăuntru vostru sunteți plini de o seminte, sunteți un cimitir lăuntric. La romani le-a zis Iisus asta, așa-i? Dar la cine? La samaritean că i-a zis asta, nu? La ștabii de la centru, de la templu. Păi ei i-au arătat, ei au avut imagine exterioară total grijită. Și înăuntru era un cavou funerar undeva. Era numai decât o putrezăciune lăuntrică. N-am nimic cu cei falși. Și mă străduiesc în mine să nu fie falsul. În inima mea, spune frățiorul, Hristosul să fie absolutul. Nu vrea numai inima. Și n-am văzut până să scoată inima să-i o dea Domnului. Că ai numai una și fără ea nu te descurci. Domnul ne cere inima, da? N-am văzut. Eram în Canada cândva și fraților, ce zice? Da, am dat inima. Mă, nu, și hai să verificăm, începem ceva mai ieftin. Inima e valoroasă, rău. Am văzut niște mașini în parcare. Aduceți-mi cheile de la mașini întâi. Nu vă șer inima în seara asta. Întâi cheile de la mașină, aici în față, la băiatul, să facem un test. Vă dați seama că nu a venit nicio cheie. Toți erau înscriți la key one, știi? Adică fiecare cheie era a lor și nu se putea depărta. Vorbim de lucruri mari și nu putem face lucruri mici. N-am venit pentru colecte, vă mulțumesc că ați fost atent sau că mi-ați dat o mâncare sau că m-ați culcat. N-am făcut viața mea colecte și dacă a fost ceva de ajutat, m-am ocupat eu să ajut cu familia. Și de mic copil, de la 20 de ani, am organizat grupul de tineri și de frați cu care am mers în toate locurile unde au fost nevoie. N-am umblat nici ca să construi biserică după ajutor în străinătate și am zis, facem ce putem și cât putem. Am avut minte seteată pe realitate. Și am zis, nu iau o mașină de 10.000 de euro dacă nu am în buzunar 10.000 de euro. Am 2.000 și eu mașină de 10.000. Am eu mașină de 10.000, dar n-am mai acoperiș la copii. Este o ordine pentru un om înțelept. Bă, faci asta, faci, dar... O, mai merem și pe jos, că face piciorul frumos, da? Când la chitară, mă, poate când numai cu gura, că n-am bani să schimb corzele, da? Gura mea să-l aude pe Domnul, nu zice pianul meu să-l aude pe Domnul. Gura mea! Și deocamdată gura mea are bine, aci nu când, dacă mă duc pe mașină, cu toată puterea, așa când tăți demonii la 5 km, s-ar vopsa de pe mașină. Cu toată puterea. Când nu mi-aduc cântări din cap, mă trec pe rugăciune, când mă duc kilometri, trec pe rugăciune, că acolo mi-are harfa bine, nu, n-ai stop, s-o găta cântare. La rugăciune ține, cântă Domnul har. Și mă pocăiesc pentru voi, mă pocăiesc pentru mine. Și nu pe voi trebuie să vă conving, pe Dumnezeu trebuie să-L conving că vreau să fiu copilul Lui, că trăiesc cum îi place Lui. Nu vă să sparte de afară. Dar nu știe Domnul ce am eu și tu în tine? Nu știe. Bă, știe. Noi hai să corectăm, să-i și placă. Că știu că știe, dar nu știu dacă îi place ce am în mine. Ce ziceți voi din sală? Îi place Domnului ce aveți în inimă. Ce gânduri, ce când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntru meu, le știe Domnul și pe ele. Și ce ziceți, îi plac? În fiecare zi duce o viață plină de bucurie omul ăsta. Era neprihănit, avea imagine, se constituise foarte bine. Toate lucrurile mergeau perfect. Până într-o zi. Ciudat totuși Dumnezeu. În loc să lase pe omul ăla perfect man, ca să se simtă destul de bine,
În fiecare zi când își mutaie Lamborghini afară sau ce avea, în fiecare zi când din coș de portă nu putea săracul, dar la portă s-a înșurubat acolo un hol șurub, un nenorocit amărit, numai bubile erau de el. Știți povestea biblică. Din când în când îmi la Domnul, mai venea câte un maidane și mai dădea câte o limbă, îl mai lingea. I-am văzut pe ăștia, n-are nimeni milă de ei, nu-i vede nimeni, îți figuri șters într-o adunare, săracii au duhuri peste ei, au diferite păcate și nu pot scăpa de ele. N-au nicio milă în adunare, că nimeni nu le zice o vorbă bună. Și un câine, un coleg de serviciu, un careva îl mai încurajează. Eu n-am timp de el, tu n-ai timp de el. Noi suntem aia cu haine frumoase, nu ne murdărim cu ăștia. Ăștia-s plini de bube, pe ce nu-i bagă nimeni în seamă. E duminică, de duminică aia la altă până amu. Ai mângăiat, ai încurajat un nenorocit de ăsta, care scrie pe rubrică și arată poza undeva pe Facebook și scrie dedesubt, un suflet pierdut. Chiar așa am văzut undeva. Un suflet pierdut, o zis el de el. Dacă ești aici și simți în sufletul tău că ești pierdut, că ești înghețat, că nimeni n-are milă de tine, Hristos mai are milă de tine. Dacă nimeni de aici nu zice o vorbă bună și de încurajare, și dacă nimeni nu se gândește la sufletul tău amărât și păcătos, pe lemnul crucii, Iisus Hristos a murit și pentru tine. Și dacă nimeni nu pune mâna pe tine și nu împarte pâine cu tine, și dacă ești înghesuit aici în tochirie, în fața tronului multe largețe, poți să fii în slavă cu Hristos, dacă îl primești și deschizi inima pentru El. Nu pentru mine deschideți inima, și pentru Hristos binecuvântat să fie numele Lui. Crede în Domnul Iisus, spune ala, ce să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos astăzi, îi fii mântuit tu și casa ta. Dacă ar fi o șansă, a fi în Hristos Domnul, mări să-i fie numele Lui. Totuși omul putem fiecare zi să treacă pe lângă ăla și știe dorința lui ăla. Care era dorința lui ăla de la portă? Haine frumoase, mai bag să aibă și el, vilă ca și ăsta, ăla nu vrea, ar fi vrut o bucătură de pâine. N-ar fi avut pretenție să stea cu șeful mare la masă. Nu vrea ambunul, vrea ceva să-și sature omul dinăuntru. Și la fel ca altă dată, nimeni nu-l observa și nimeni n-avea milă. Ce har! Vine o zi a dreptăță, a harului binecuvântat. O zi când se învârte rota și se schimbă la noire tuturor lucrurilor. Astea sunt învechite și dacă un oraș din lume care l-am văzut îmi face imagine învechită, ăla e Londra. Când mă uit în Londra, parcă văd o imagine de acum 400-500 de ani. Un grimaroiu descurajant. Ce fain, nu, nu zic, au părți faine, parcuri, bla bla și bani. Dar culoarea asta așa e o decepție pentru mine. Mă duc acasă, am când mă duc și primul, cred că mă duc la munte lângă un izvor de apă, lângă o rădăcină ceva, lângă un pârâiaș acolo, o glisofriptă acolo, nici mă de treabă. Mă liniște și mă umplu un pic de pace și de relax și de ele. Bum, 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 mașini, bum, 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 negri, arab, tot, tot, tot. Figuri pierdute. Ai, ai, ai. Bun e Domnul cu Israel, dă-ne, Doamne, înțelepciune și ajută după copilașii tăi să trăiască viața cum îți place ție, dar să se bucure și el fiecare de viața asta. Și viața asta trebuie să o împlinim și viața asta, dacă plăcem Domnului, și în viața asta Domnul ne umple inima de bucurie. 100% că ne umple. Și ne scoate la lor rar. Este când ne ține la strâmtorare, dar duce și o zi când ne scoate la lor rar. Bă, l-o scos și pe Lazar. Nu știu, era un om bogat, nu-i dă niciun nume. Era un sărac care se numea. Săracul avea nume, pas mare, scris în carte vieță. Ăla era atât în alb să îmbrăca. Nici un păduche pe el, nici o rujină în viața asta. Doar că n-avea nume în carte vieță. Apocalipsa 13:8. Toți se vor închina. Tot aceea căror nume n-a fost scris la întemeierea lumii în carte vieță mielului care a fost junghiat.
Apocalipsa 20, ultimul verset. Oricine nu a fost găsit numele scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc care e moartea a doua. Se pare că băiatul nostru a corespuns la versetele astea și de acolo de jos s-a ridicat ochii. De-aia am zis eu că undeva împărătelul Dumnezeu e ca un ou. Sus e sânul ăla larg și minunat al lui Avram, unde mă răscumpărață. Jos, în ouul ăsta, că eu sunt singură împărăție veșnică, că eu sunt singură împărat. Nu pot fi cinci împărății, o împărăție veșnică, dar jos. Text biblic. Și-o ridica privirile de jos. În viața asta a fost tot sus. Până asta se întâmplă dacă urci aici pe ochiul ăla de la Tamisa, nu? Urci jos. Și dacă ai răbdare, încet te învârși și ajungi sus. Aveți răbdare, frații mei. Smeriți-vă sub mâna tare a Domnului, că încet încet Domnul te ridică. Și pe când vine Hristos, tu îi fii chiar sus. Ai credința asta în Domnul. E și gratis. Aici am văzut că e codă mare, nici nu m-am gândit să stau la rând să mă duc cu alea pe acolo. Dincolo, e largeț, e cale pustie. Duce pe drumul care merge la Gaza, că e pustiu. Pe calea mântuirii pustietate, frate, nici o înghesuială nu-i către Hristos. Ai răbdare în smerenie. La vremea Lui spune, Hristos te va înălța. Ridică-ne Tu, Doamne, astăzi, nu în slavă, ci în omul dinăuntru. Ridică-ne inima, aspirația, dorința de sfințire. Ai auzit tu glasul ăsta? Dacă auzi glasul și deschizi ușa, El vine și face lucrare, mărit să-i fie numele Lui. Face lucrare binecuvântată. E povestea de acolo, trec de aici. Se pare că nimeni nu a înțeles codul lui Hristos. Dacă deschizi ușa, bogatul dacă îl înțelege, și-ar fi dat seama. Raiul, împărăție, e la porta Lui. Nu era la Church of God, nu era nu știu pe care stradă. Raiul era acolo lângă nasul Lui. Tătă ziua dădea cu nasul de rai. Dar nu și-o da seama că ăla cu bubile e Mântuitorul Hristosul. Când la ăla îi le faci, îi le faci la Hristos. Dacă eu aș înțelege codul ăsta, aș cam ști ce să fac și cui să fac. Și n-aș predica mult, aș face. Spunea fratele Cundem, nu corectez, ci aduc în completare ce m-a învățat tata mea spirituală. Să nu stai mai mult la amvon decât tu ai stat noaptea acasă pe gerunți. Atât ai dreptul să stai la amvon cât te-ai rugat tu noapte. Dacă zic că azi noapte n-ai stat pe gerunți așa mult, lasă mesajul scurtul, stare și du-te la loc. Dar pe am eu, lasă că mai are și altul, adică Domnul. Și-a mai folosit și pe altul, inclusiv pe Duhul Sfânt. I-a vorbit la fiecare aici și pe drum și în fiecare problemă. Dar nu cred eu cu o gură că a mea va ridica sala, până în lume. Dar lui Hristos o ridică. Cuvântul Lui duc și viață, mări să fie El și puterea Lui. Oh. Avem asta la masă. Avem împărăție aproape. O să vreau să nu lungez mult. Nu știu care va fi programul și fratele au zis să mă duc, dar nu mi-au zis cât. Pot să merg și mult, dar nu cât de mult aș sta și aș vorbi va conta. Ci harul Domnului și îndurarea Lui față de noi, ceea ce contează. Revărsarea pe care El o face. Ar fi și de partea alaltă, când știi că ai ele, și dacă ar vrea cineva să le asculte, ai fi bucuros să poți să dai să împărtășești. Dar niciodată cu forța. Gândul meu că nu trebuie să mă bag pe un om, hai mă să spun că ai nevoie de ele. Tragă El de mine. Dacă nu trage de mine, înseamnă că nu are. Sau Domnul va călăuzi într-o altă parte. Nici pe departe așa ceva. Nici pe departe intoxica. Nu-i cazul. Lumea asta nu vrea să fie mântuită. Lumea asta vrea să fie lăsată în pace. Nici la săraci de acum nu le trebuie Evanghelie. Le trebuie bani, le trebuie euro. De mic copil am o nepoțică de vreo 2 ani. Deja au văzut banul și îl apreciază. Nu știe ce e banul, nici ce să facă cu el. Dar își dă seama că e magnetism acolo. Dar zic eu când avea asta 18 ani și-or fi molurile deschise, dă tată cu suta în mine. Avem noi partea aia. E o atracție fundamentală spre anumite lucruri. Spre Hristos nu prea este atragere.
Ne rugăm Domnului să miște inima noastră. S-a întâmplat ceva dacă mâna Creatorului s-a ocupat de inima mea și a ta astăzi. Dacă numai noi facem și dacă luăm hotărâri mari, la tinerețe luam mari hotărâri să slujesc lui Dumnezeu. Mă, trece anul și nu făceam nici de regulă la Revelion, mă sfințeam, aleluia, Domnule, am zis, l-am făcut, te rog, cu toată inima mea zicem, 100% l-am hotărât și dorem. Ape vineau ispitile, vineau cele, ia, iulie, august, iar, Doamne, mi-e și rușine. Nu știu voi cum v-a trecut viața și unde sunteți acum așa. Fiecare să cunoaște pe el, fiecare măgar și ce duce în spate. Dar ar trebui tot mai sus să fim, tot mai cunoscători și tot mai iubitori. Nu trebuie îndemn la iubire. Dacă chiar iubești pe cineva, modul bun de a iubi și ieftin e să te roși pentru el. Cât îi iubești tu pe frații ăștia? Cât i-ai rugat săptămâna asta pentru ei? Atâta iubire. Ori dacă nu găsești într-o săptămână timp, da? Și direcționare să te roși pentru toți frații, să te treci vizual pe minte și pe ăla, și familia aia. Tu acasă, că nu te știi nimeni. Nu spune că iubești la fratele, întinde-ți mâna, e foarte bine, dar eu nu cred în strângere de mână, eu cred în strângere de inimă. Când mă duc în frățietăți, mă uit la om, inima îmi spune, nu ăsta, da. Și inima zice, când văd pe altul, vă spune și vouă inima. Te uită nevastă de la ușă când intră pe ușă și zice, nu, ce baiu? Tu n-ai zis nimic, n-ai intrat în casă. Te cunoști? Păi, mă, Dumnezeu te știe mai bine ca nevasta. Nevasta zice, măi, te-o citit, te-o radiat odată și terminat. Imediat spune, cât, cum, unde? Da pe Dumnezeu cum ne cunoaște pe fiecare. Mări să fie El. Și deschide ușa. Suntem pe finalul, noi am împărțit Apocalipsa pe capitole, nu a fost așa. Să gata cine a deschide ușa și ușor să trece pe capitolul următor, capitolul 4, unde vedeți că începutul la versetul 1, așa începe, un pic mai jos acolo în Apocalipsa. Cam aici avem pagina din stânga, avem fascicolul din dreapta, așa, și pe acolo se pune și deschide ușa. Voi intra la vocina, mai zice ceva și după aia începe capitolul 4. Am văzut o ușă deschisă în cer. A, deci sunt două uși. O ușă pe pământ și o ușă în cer. Ioan rezolvase ușa de pe pământ și zice, am văzut o ușă în cer. Eu cred că tot o omenire o va vedea. Dar la foarte puțin li se va zice, un glas ne-a zis, urcă aici. S-a deschis ușa în cer, dar unul a fost chemat pe ușa aia. În cazul nostru, Ioan. Ai vrea și tu să intri pe ușa din cer? Ai vrea să ajungi acolo? Să ne ajute Domnul la așa ceva. Se pare că este o condiție între două uși. Ușa de jos o deschidem noi, ușa din cer o deschide El. Mi-are încântarea cântărilor pe la capitolul 5, pe la versetul 2, 3, pe la 6. Ea prea iubita e închisă în casă, o trază vorul și-o spăla mâinile și-o spăla picioarele, s-o pus în pat, o stâns lampa și-o auză glasul la ușă. Dacă aude cineva glasul meu, era glasul prea iubitului. Vorbea atât de minunat. I se tope inima. Și soro mireasă, deschidem. Să mă păzească Domnul să am o zi, să nu fiu atent la glasul Lui și să nu fiu deschis când vrea să mă mustre, când vrea să mă schimbe, când vrea să mă întoarcă. Să mă păzească Domnul. Dacă eu aș spune că eu sunt mireasa Domnului, cred că și voi aveți părerea asta, ea trebuie să fie totdeauna receptivă, gata, promptă. Mireasa noastră din cântarea cântărilor, a auzit glasul, i-a plăcut, dar a început cu motivații, o suntem gata noi de mântuire, dar nu acum, suntem gata de jertfă, dar nu azi, suntem gata de rugăciune și post, dar nu săptămâna viitoare, nu asta, a întârziat un pic, cum zăvorul să închide pe dinăuntru,
O lăsat ea acolo o găurică mică și pe gaura aia s-o băgat mâna prea iubitului. O văzut mireasa mâna și tu ai văzut mâna aia la lucru în viața ta. Ți-o dat sănătate, ți-o dat un loc de muncă. Păi el nu l-ai văzut, dar mâna lui, ai văzut-o că ai o chirie, ai ce pune în gură, ai ce pune la copii pe masă. Și nu ești canceros, cum vedeam săptămâna trecută la pediatrie 2 în Cluj, peste 150 de copii până la 2 ani cu cancer, cu perfuzii în ei că le schimbă sângele, cu TBC-ul și cu toate ele. Copil care are boi grave, care mai bătânii le au, să nasc cu ele, să nasc deja canceroși. Tu ai văzut o altă mână față de tine, care te-o păzit pe tine și familia ta, care nu ți-o cheltuit bani în spitale, ci ți-o îndestulat masa și ți-o umplut frigiderul. Ai văzut și tu mâna aia, pe gaura zăvorului, mâna nevăzută a lui Dumnezeu, îi cu noi și ne păzește. Și chiar din el lasă până încercări, nu lipsește. Și când am văzut mâna aia, mi s-a făcut milă, spune acolo mireasa. Am alergat să-i deschid. De pe cărleonțul lui se pogora o rouă minunată, că ori de câte ori vorbește el, de la el curge har după har, îndurare după îndurare, milă după milă, slăvit să fie el. Prea iubitul plecase. Momentele de cercetări reale ale sufletelor nu-ți iese, îs rare. Adunările-s programate, mesajele-s programate, dar locul de întâlnire a muritorului cu creatorul lui, zice Elihu în cartea lui Iov. Lucrul acesta, și o taină mare o consider eu, îl face Dumnezeu unui om de câte ori? De două ori sau de trei ori într-o viață? Ați citit versetul ăla, vi l-a subliniat în Biblie. Adevărata stare reală de ridicare a unui om, nu în orice zi. Îs două mâini care se întind și ca o să configurez în mintea mea gândirea lui Dumnezeu. Mâna sufletului pierdut din Eden, care a pierdut slava și nemurirea. Și mâna lui Hristos străpunsă de cuie, întinsă în jos către pământ. Toată ziua mâna lui întinsă și sufletul nostru toată ziua întinde mâna după izbăvire. Nu noi, sufletul nostru. Dar mâinile alea nu se atind în toată ziua. E ca unul care se neacă în valuri și altul care întinde mâna. Dar dacă nu se apucă mâinile de o la altă, deja va să întinse una către alta. Pesaje de ele de filme că întinde mâna și chiar când se l-apuce, l-apică în hău. Așa văd sufletele care nu prețuiesc momentele de cercetare. Vine moment când Domnul cu glasul îi vorbește și apoi prea iubitul pleacă. Tu îți păstrezi confortul, îți păstrezi religia, îți păstrezi situația și ideile. Ai vrea să sări și să faci, dar Biblia zice, nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Prea iubitul plecase. Aveam 18 ani când studiam cuvântul ăla, când am înțeles parte din cântarea cântărilor și am scris cântarea aia, că ceva grupă de pe la Londra a cântat-o. Iisuse, când vei veni, cine oare va mai fi să te aștepte miresmat? Miresmată era mireasa în cameră, hodinită și spălată, doar că nu a prins clipa cercetării. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Din toate mesajele posibile, sunt lucruri care pot da pace și sunt lucruri care îți iau pace. Dacă îți dorești pace, ascultă glasul Mirelui împreună cu mine și el va intra la noi. Și am vedem codul. Voi cina cu el. Cina e masa care încheie o zi. Asta-i. O zi de lucru și planeta asta, luată în considerație spirituală, îi o zi întreagă în care stăpânul o angaja și o chema la lucru. O invita să vină cineva la muncă. De dis de dimineață, era de cele 5 mari chemări, dis de dimineață ceasul 3, 6, 9 și 11. Am zis că cu 5-ul ăla ne tot întâlnim în Biblie și un cod mare al lui Dumnezeu 5-ul. De 5 ori, 5 ieșiri, nu sunt 6. Ultimul e al 11-lea.
Nu mai veni la 12 fără un sfert, ni la 11 și un minut. 11 e ultimul. Și 11 se cam duce. Vedem cu ochii noștri că se duce. Nu predicator slab, nu păcate. Mâna lui Dumnezeu se retrage. Când El își întinde mâna, analfabetul de bunicii noștri vorbea în limbi. Pe de nopțile era în rugăciune. Mereu kilometri până zăpadă și ploie. Că era mâna întinsă lui. Acum organizezi, te trudești, pui minte să faci. Nu se leagă, nu se adună. Să trage mâna aia înapoi. A fost o vreme când până zăvor ușii din cer, Hristos o cerceta planeta, o cerceta România, o cercetat fiecare națiune. Noi am ajuns să disprețuim harul lui, să bajocorim îndurarea lui, să ne înălțăm pe noi în loc să-l înălțăm pe el. Și atunci el se retrage și ne lasă în confortul nostru, da? Ce bănci, mă, erau alele, știțele de lemn, două ale sau maxim trei picioare, dar erau pline, doi noapte, pline, nu merea nimeni acasă. Am prins rugăciune, că ne-am pus sara pe genunchi și la 6 fără 15 dimineața s-a gătat rugăciune. Nu folosi nimeni banca. Îndemnuri, îndemnuri și Biblie și text, nu se mai leagă 5 minute și ele se ia așa amărâte, apă de ploaie, să trage mâna lui Dumnezeu înapoi. Și eu nu-s mântuit, zice, vara au trecut, secerișul s-a isprăvit și noi nu suntem mântuiți. Am venit noi la mântuire, da? Am venit la high school, nu știu ce, dar nu suntem încă cu diploma în mână de mântuit. Ne-am înscris pe calea mântuirii, dar se pare că n-am abătut capătul. Am mers moldovenești, tot piloc, 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 și banii s-au adunat și mântuirea a plecat la alții și mai departe. Am rămas căldicei ăia, a ultimii biserici, ziceam când eram tânăr. M-au răînghețat ăți, dar eu nu-i îndresa. Ori mere tu spardum, eu nu-i mere. Ori strâmba alții care eu nu-i strâmbau. Și dacă dragoste la mult s-a răci, a mea nu s-a răci. Și mă străduiesc zi și noapte. Și foc că mi-a pus el în inimă, să nu-l lasă să stângă. Eu trebuie să domnul azi noapte, ce să faci? Te pui pe gerunți. Când Domnul te trezește noapte, v-ați gândit ce vă trezește? O să te acoperi mai bine. N-ai înțeles nimic din Biblie, mă. Am avut un legământ cu Domnul cândva, Doamne, la ora 2 vreau. Un an și vreo 8 luni. La ora 2, fix 2.00, că aveam un ceas cu de la roșu. 2.00, așa nu mereu ochii. Nu mă alunecam ca umbra pe genunchi și dă-i. Până în tot noapte. Când am văzut doi, erau foarte obosit, fuzeam și la evanghelizare, i-am culcat în de o jumătate de oră. Doi, nu mai stau. De atunci n-am mai văzut la 2.00 ceasul. Nu. Îl mai văd, dar nu așa. Și dacă nu trag eu de mine, n-a trage nici Dumnezeu. Se vor legați cu funii vita și trage-o la cornile altarului. Aici mă, păpălaie de foc, e știi că arde aici. Ea nu vrea să vie, firea nu vrea să vie. Trage-o, mă, și adu-o aici să ardă. Dacă o arde pentru Hristos, da? O sta între flăcările ale de foc, care sunt pe marea aia, ca cristalul, cu alăuta lui Dumnezeu în mână. Dacă nu îi arde aici de dragostea lui, nici acolo. Dacă aici pe capul meu n-a coborât flacăra de foc, nici acolo n-a coborât la picioare. Că flăcările erau la picioare lor, ei, dar odată trebuie să o ai pe cap umplere Duhului Sfânt. Aici e luminare, undeva la balconul ăsta superior. Dacă aici nu coboră, nici acolo n-a coborât jos și n-a coborât sfințenie până jos de tot. Întărește-ne Tu, Doamne! Poi cina cu el, am zis că să încheie ziua și cu asta închei și eu. Dacă vreți să mai fie întrebări sau subiecte, voi cina cu el, nu el cu mine prima. Ce ați înțeles de aceea? Că puteți fi acolo, vor cina cu mine, nu. Voi cina eu cu el și el cu mine. Deci prima dată, înțeleg eu, că el trebuie să cineze cu mine, adică el hotărăște cu cine cinează. Toată lumea ar vrea și vine ăla, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Normal era Iisus, se pune acolo în ei, cruce în față, nu, îndrăznește fiule, credința ta o biruit, urcă-te. Ăla când s-o gândit că te voi urma oriunde vor merge, s-o gândit că are Iisus niște scaune de parlamentar, așa cum au românii, da?
căști pe urechi, salarii mari, te voi urma oriunde. Iisus nu merge spre parlament, nici spre guvernul mondial. Iisus merge spre cruce. Mă urmezi oriunde? Ok. No, atunci vino. Nu, nu, nu. Ce i-a spus la ăla care era foarte disponibil să-l urmeze? Vulpile o vizuim, păsările celor erau cuiburi, dar fiul omului n-are unde își plecă capul. La London este un loc unde fiul omului să-și plece capul. Eu l-am plecat undeva noapte. Dar fiul omului în casa ta are loc să plece capul. Îmbritute împrejurilor, voi aici oricum faceți muncă, muncă forțată. Tă vă vin neamuri și pregini și vă înghesuiți să trebuie să-i culcați cumva să faceți că ei, că când sunteți un pic într-o busculadă, tăt vin, tăt vin. 2016 au avut o perspectivă în România. Am văzut statistica. 400 de oameni păzoiști afară din țară. Atenție, față de toți care ieșiseră până atunci. Deci România e mai săracă cu 1 milion și aproape jumătate din 2016. 400 de oameni noi au ieșit peste granițe afară ca și situație. Deci că vin pe la voi și Domnul să vă dea lumină și putere și răbdare multă și alealte. Pe aici, pe la altă, prin toată lumea. O vrei să ne hâșească afară și vreau să-i libereze zona aia, să-și facă un parc turistic pentru ei. Îmi spunea careva, în 90, era la mine în casă, era inspector șef în bănci în Elveția, ginerii la șeful consorțului bancar elvețian, uită planul lumii pe următorii 30 de ani. Va fi o monedă mondială, va fi așa, va fi o singură religie. Mă, ăsta e nebun, eram în 90, la 3 luni după Revoluție. Mă, ăsta vorbește de... Tot ce mi-a arătat și mi-a spus, până astăzi s-a împlinit matematic. Și ce urmează să se întâmple și mi l-a zis, le vom vedea în continuare. Mari lucruri vin pe omenirea asta, mintea omului refuză să creadă că asemenea grozăvie vine. Și populație planete, nu vă înfric, legăm tătă inima de Domnul. Singura în mea speranță și a ta, e mila Lui. Dacă a fi o îndurare, a venit din mâna Lui Hristos, că pe pământul ăsta îndurare nu mai este, s-a terminat. Cu toată puterea ar trebui să ne legăm de El. Și amul el vine și spune, voi cina cu el, adică el o ales cu cine cinează. Nu mi-a cină de taină, cu cine a făcut-o Iisus? O fluiera până în Ierusalim, mă, care vrea să vină, am și eu aici o masă pregătită, așa a făcut Iisus. Cu a lui o sărbat-o. Să ne intre în cap, el va sărba numai cu a lui. El nu va cina cu ceilalți toți cu caprele, cu neghina, cu lupii, cu bogatul ăla, cu hăinuții de alea. El nu cinează cu ea. El cinează cu a lui, de-aia versetul zice, voi cina cu el. Adică el ăla o auză glasul, o deschis ușa și m-a primit pe mine, nu a primit o religie. M-a primit pe mine trimisul tatălui. No, acum eu cinesc cu el, dar am o răsplată pentru el. Într-o zi va cina și el cu mine. M-a pus la masa lui, o să-l pun și eu la masa mea. Ce fantastică e! Pilda aia lui Avram, nu e în Biblie, în Biblie bogată. Când într-o seară Avram a văzut și el un nespălat pe acolo, un jegos, un amărât, l-a oprit în fața cortului, i-a spălat picioarele, l-a băgat și l-a culcat în patul cel mai bun din casa lui. Acolo l-a culcat. I-a vorbit înainte la ceaiul de seară, 3 ore despre Iahve, despre Dumnezeul lui, unic, atotputernic, milos, bun, iertător, ce-o știu mai bine, Avram și-o lăudat zeul lui la păgânul ăla, la străinul ăla. Și zice, n-ar fi rău să vezi că ăsta e zeul bun. O băută la ceai, o ascultat, o dat din cap și s-o dus în cameră. Avram a văzut că nu se stânge lumina. Știți povestea asta? Poveste faină, în Biblia bogată. O văd că nu se stânge, o tras cu ochiul la ușă, ce face ăsta? Ăla din ghesac a scos niște zei a lui, niște strâmbături de ale urâte, s-a închinat la aia, s-a închinat la aia și făcea și rugăciunile. Avram trage perdeau, mă, păi eu te-am primit în casa mea, mă, aici e un loc sfânt, aici e Hristos, aici e Dumnezeu, da. Te-am vorbit și în casa mea mi-a dus și idol păgân, îmi pajăle aici, îmi spurci cortul, să-mi dea mâncare mai bună, patul mai bun, mă ne cinstești că tu aici faci treaba asta, afară, afară, du-te, dormi unde vrei. Ține mult la Dumnezeul lui Avram, așa ca și mine și ca și voi.
Să culcă Abraham înapoi. Ce Sara cei? Măi, năga, dar l-am tăiat. Nu, lasă, așa e bine, ok. Să culcă el și începe Domnul să vină. Alo, Abraham, în vis, ce faci? Doamne, am avut o ispită, m-am culcat, aha? Păi avea aici un musafir la care ai predicat. L-am scos, Doamne, afară, m-o jigni și pe tine și ăsta ne. Mă, Avrame, eu îl suport pe omul ăla de 84 de ani cu idolii. Tu o noapte nu l-ai putut suporta cu ideile lui. M-ai făcut de râs în fața lui. Ai zis că-s bun și iertător, că mai bun Dumnezeu ca mine nu este. Și l-ai scos pe la noapte la ora 1. Aici în pustietatea asta, ce-a fi cu el, mă? Du-te, adu-l înapoi repede și cere-ți iertare. La tot un paș, o mără după. Pe când trecea așa culme pe sub niște pomi, din cea parte vinea o lumină, mă să fie. Cine vinea? Mai aproape, halo, halo, ăla vinea către el, către cortul lui. A început ăsta, iartă-mă, am greșit, am așa, așa, te rog frumos, vină înapoi. Dar cum e tu, vin de mai dat afară și mă chem înapoi? Ce faci? Mă, Dumnezeu mi s-a arătat și zic că l-am făcut de râs că te-am scos afară. El nu-i ca mine, el e bun, să te chem înapoi. Ioi, zice ăla, și m-am culcat sub tufa aia. Am visat și a venit Dumnezeu ăla mai mic la mine și zic, ai văzut ce nemernic e ăsta? Ai văzut ce gunoi de om? Du-te, dă-i foc la cort. Amu, vineam cu făclie să-ți dau foc la cort. Dar am constatat că Dumnezeu tău e mai bun ca a meu. Și din noaptea asta, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Să ne mă duc într-o țară păgână. Reprezentăm un Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu, întreabă Iisus, ziceam aseară. Cine zic cei din șantier că ești tu? Eu sunt Avram. Dovedește. Eu am pe Dumnezeu bun, nu pe Allah. Dovedește la muslim că tău e Dumnezeu bun. Fratele te angajează și nu-ți dă bani, te păcălește, ți-i taie. E ușor să mulțumești. Nu știu dacă ți-e ușor, dar fă-o neapărat. Binecuvântă pe omul ăla. Că o faci ca pentru Dumnezeu. Să uită Domnul Iisus, zice, mă, ăla e cam năcăjit. Zice el tare cu gura, dar eu văd inima. Zice la un înger, tu te torni ceva porții acolo în inimă. Și vine Domnul și dă el. Poate Domnul face asta, dar mai mult decât oricine poate da în viața asta, ne deschide ușe dincolo, unde primul lucru care se vede nu e un anvon, nici o bancă, e o masă plină. Aleluia! Mă, am în cai o treabă foarte bună. Când Dumnezeu l-a făcut pe om din pământ, o și ghicit ideea că omul a fi un mâncău și atât mânca. Și de la început i-a spus lecțiile cu mâncat. Oale le mănânci, cele nu le mănânci. Noi oamenii probleme avem, așa mari probleme avem cu mâncare, că ne mâncăm unii pe alții de multe ori, știți voi, asta apropiu, la figurat, de la canibalii de afară până la ei dinăuntru, să mâncă oamenii între ei, știi? Mari probleme cu mâncatul. Acum, dacă la masa mea vine Domnul, el îmi dă niște lecții a mâncatului și a mesei, da? Și îmi promite că mereu o masă, spunea Iisus în Evanghelie, unde pe noi ne-a pune la masă, el și-a pune șorțul ăla cu scufie de aia de ăsta, și ne-a servit pe noi la masă. Scrie asta. Eu cred și abia aștept treaba aia. Primul lucru a mântuiților, n-a fi cântat-o când mi-a rămân. Prediceam și eu pe vremuri, acolo nu m-am cântat și du-te, bă, de ce? Acolo îmi stai la masă îndată și-o mânca. Suntem obosâți de pe pământ, am râs și mai de noi. Când o mere acolo, o venit frata, am venit la frata și. Primul lucru când o vin, mă pun la masă. Asta e. Slavă Domnului, asta e normal. Strămoșii din partea lui tata aveau o vorbă. Mai că deci intră un om în casă, întâi pune la masă, dacă ai un pahar de apă, dă-i, dacă mai ai o plăcintă, dacă nu dă-i o bucată de pâine, întâi pui apa, pui pâinea pe masă, apoi îl întrebi scopul și durata vizitei. Nu la ușă, îl întrebi ce vrei. Nu întrebi la ușă, le aduci în casă, îl pui la masă. Așa au văzut bunicii mei treaba și am băgat-o la cap. Am avut și am o soție binecuvântată și nu o să existe. Când vine omul, întâi la masă. Mă, și dacă o mâncat ceva, tot mai închepe. O alună, tot mai bag eu în el. Ceva să mânce, mă, să bea ceva. A zis, Marx, altfel gândește omul cu burta plină, știi? Altfel sunt eu omul. Și îi vedea că tot e să duc pe ideea cu masă, dar nu le știe Dumnezeu asta? Și când au gândit că acolo a fi masă și că noi am stat la masă, nu știu ce zice, aș lua problema, să fac un subiect separat, numai din masă și a stat la masă.
una din scenele biblice armesei frumoase, e Iehu care meare, îi rupe pătăți, îi taie pătăți. O taie și pe Izabela, aruncă Iisus, numai sânge și mațe. Și apoi zice Iehu, nu puneți mâncarea moacii și hai să mâncăm și să bem. Deci i-a omorât pe ei, încă erau sângele pe acolo, cadavre. Psalmul 23, tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor. Ce fain! Ei ori ficat cenușe sub talpa picioarelor noastre și noi am stat la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Doriți-vă, fraților, lucruri adevărate și mari. Mai mâncăm noi aici și la turci și la indieni sau la care ce mâncăm, la chinezi mai ales. Dar vine o vreme când o mânca lucruri adevărate și cu oameni adevărați. Dacă aici deschidem ușa și îl aducem pe Iisus la masă, a deschide și el ușa și ne-a pune acolo la masă. Am încheiat pescuire minunată, mă vă amintesc. Copilași! Cum a fost azi noapte, câte ceasuri ați pescuit, ați avut râme bune, câte unghițe. Nu l-a întrebat pe un om amărât ce face familia. Dă-i o pizza ceva să mânce. Nu l-a întrebat cum e cu sănătatea, pune ceva în față. Aveți ceva de mâncare? London, pe data de februarie, aveți ceva de mâncare duhovnicesc? Oricine din sală pot da o mâncare la cineva din lume duhovnicească? Secretul e că noi trebuie să fim gata în orice moment. Aveți ceva? Păi am început să-i scărpinat după cap. Noi toată noaptea ne-am trudit, tot ne-am chinuit, tot alt. Lasă-mă poveștile. Ai sau nu? Yes or no? Păi nu. Hai, dați aici. Aruncați mreja în partea dreaptă. Pe țărm jăratec, pește pus deasupra și dragoste Fiului lui Dumnezeu în fiecare zi. Și subliniez, după proslăvire, după înviere, Iisus stă la masă, i-o chemat. Nu la rugăciune i-o chemat, fiți foarte atenți, nu la zile de post, că ei trebuiau băgat la disciplină, la comitet. Domnul le-a dat o misiune și omul l-a pescuit, mă. Omul să facă bani, cum ai zice, da? Și amul Iisus trebuia să iaie de urechi, nu v-am spus eu. Dar asta v-am învățat, dar pentru asta am murit eu. În loc să le facă tătele care eu le-aș fi făcut de multe ori la mulți și chiar am încercat, Domnul să mă ierte, Iisus a făcut altceva. În loc să le arate păcatele și greșelile, le-a dat o mâncare bună. Ce mare secret e aici! Așa se grămădesc cărbunii. Mai aduce și din peștii voștri și hai să mâncăm să ne săturăm. E fantastic Dumnezeu, ne dă un Hristos proslăvit, care totuși, chiar proslăvit, nu-i departe din nevoile noastre urgente. Ucenicii aia aveau prima lor urgență, nu Biblia, o mâncare trupească, că erau ligniți de foame și obosâți. Să vede Domnul astăzi o masă bună la amiază și una duhovnicească pentru totdeauna.